Bine, eu nu-mi permit să călătoresc, nu-mi permit să ajung în locurile alea pe care le văd pe Instagram, în locurile acelea exotice, în orașele acelea minunate. Nu-mi permit, nici măcar nu stau aproape de un oraș ca să mă duc să fac fotografii. Fotografiile lui chiar spun povești, fotografiile lui chiar transmit emoții, un lucru care este cel mai important. Vă salut, prieteni! Astăzi vreau să discutăm despre 5 cele mai întâlnite mituri în fotografie. De fapt, sunt mai multe, dar cred eu că acestea 5 sunt acelea care reușesc să se înrădăcineze foarte bine în mintea unui începător. Așa că haideți să începem. Nu, fotografia nu este deloc ușoară, nu este nici grea, dar pentru a face fotografie trebuie să înțelegem faptul că avem nevoie de mult mai multe lucruri decât de un simplu aparat de fotografiat. În primul rând, fotografia se bazează pe lumină. Trebuie să înțelegem care este rolul luminii în fotografie, cum să utilizăm lumina și mai ales cum să utilizăm tehnicile de compoziție. Prin fotografie transmitem emoții, spunem povești, iar ca un privitor să înțeleagă cel mai bine, cât mai bine ceea ce noi vrem să transmitem printr-o fotografie, trebuie să știm să utilizăm corect regulile de compoziție. Pentru că aceste reguli de compoziție, de fapt, sunt gramatica fotografiei. Cu cât o folosim mai corect, cu atât suntem mai bine înțeleși. Nu contează atât de mult aparatul de fotografiat, cât contează să stăpânim foarte bine acele lucruri despre care am vorbit mai devreme. Vă dau un exemplu care îmi vine acum în minte și anume Robert Capa, unul dintre cei mai cunoscuți fotografi care a reușit să se remarce folosind un aparat de fotografiat pe care astăzi îl puteți cumpăra de la târg cu un preț de, nu știu, cel mult 100 de lei. Robert Capa a reușit să facă niște fotografii care nu erau atât de clare, subiectul ieșea din focus, ieșeau mișcate fotografiile lui, dar cu toate astea a reușit să remarce. De ce? Pentru că a înțeles că prin fotografie trebuie să spună poveste, iar fotografiile lui chiar spun povești, fotografiile lui chiar transmit emoții. Un lucru care este cel mai important în fotografie. Pe locul secund, aparatul pe primul loc, concentrarea pe poveste și pe emoții și pe modul prin care noi reușim să transmitem aceste lucruri, să compunem fotografia astfel încât să transmită aceste stări privitorului. Să compare aceste branduri între ele este ca și cum ai compara pe Messi cu Cristiano Ronaldo sau Nike cu Adidas. Totul ține de preferința fiecăruia. Senzorii aparatelor de fotografiat au evoluat atât de mult încât este foarte greu să mai faci diferența de calitate între ele. Sigur, există oarecare diferență, dar este insesizabilă, mai ales pentru un începător. Deci totul ține de preferință, de gama de accesorii la care ai acces, de prețuri și așa mai departe. Nu este deloc târziu să te apuci de fotografie. Fotografia este un hobby minunat, te poți apuca de el la orice vârstă. Vă dau un exemplu, Sebastiao Salgado, unul dintre fotografii mei preferați, care a fost economist, iar după vârsta de 30 de ani s-a lăsat de această meserie și s-a apucat de fotografie. A reușit să realizeze niște fotodocumentare remarcabile, niște fotografii fantastice. Eu îl urmăresc cu drag și fotografiile lui sunt un exemplu și o sursă de inspirație pentru foarte mulți pasionați de fotografie. Indiferent că vezi fotografia în viitor ca pe o sursă de venit sau vrei să o faci doar din pasiune, nu contează vârsta, fă-o pentru că fotografia te relaxează, te bine dispune, te face să intri în interacțiune cu oameni, să cunoști locuri noi și așa mai departe. Acesta este unul dintre lucrurile pe care le aud din ce în ce mai des, mai ales pe TikTok, acolo unde interacționez cu foarte mulți tineri pasionați de fotografie și îmi spun: Cosmin, bine, eu nu-mi permit să călătoresc, nu-mi permit să ajung în locurile alea pe care le văd pe Instagram, în locurile acelea exotice, în orașele acelea minunate. Nu-mi permit, nici măcar nu stau aproape de un oraș ca să mă duc să fac fotografii. Nu contează acest lucru. Dacă vrei să faci fotografie, faci. Fotografia presupune creativitate, așa că ia aparatul de fotografiat, ia telefonul, ieși afară și încearcă să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Așa cum spunea Ansel Adams, să descoperim ordinea din haos. Se spune că un fotograf bun, unui fotograf bun, dacă îi dai o cutie de cribrituri și îl închizi într-o cameră absolut goală cu un aparat de fotografiat în mână, va ieși de acolo cu 100 de fotografii fascinante, pentru că totul depinde de creativitate și de cum vezi tu lucrurile. Așa că nu te lăsa descurajat de acest lucru, că nu stai aproape de un oraș sau că nu locuiești într-un oraș frumos, că nu-ți permiți să călătorești. Ia aparatul de fotografiat, ieși la apus acolo unde lumina este extraordinară și fă fotografii, încearcă să-ți pui creativitatea în încercare, să-ți antrenezi gândirea vizuală, așa cum spunea Paul Klee, și o să vezi că fotografiile tale vor fi din ce în ce mai bune. Doar exersează și nu sta în casă. Dacă aveți întrebări sau orice fel de nelămuriri cu referire la fotografie, lăsați-mi un comentariu și ne auzim în următorul clip.